Doamnelor și domnilor, onorați invitați, stimați telespectatori, bună seara, salutăm prezența dumneavoastră. Sunt Xenia Siminciuc și alături de Iurie Gologan avem onoarea de a prezenta această transmisiune specială live dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. De fapt este a 11-a ediție. Și acest an este, în acest context, o adevărată sărbătoare pentru promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova și încă un bun prilej pentru a ne reuni și a înmâna premiile Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului. Ca de fiecare dată, această ediție este transmisă în direct de către postul public TV Moldova 1 și la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Tema Zilei Internaționale din acest an este intitulată Drepturile noastre, libertățile noastre, întotdeauna. Organizația Națiunilor Unite apreciază eforturile tuturor celor care pe parcursul anului au avut o contribuție deosebită în respectarea și promovarea drepturilor omului în Republica Moldova. Astăzi, în această seară, premiile vor fi înmânate celor mai buni promotori în domeniul drepturilor omului. Echipa ONU în Moldova susține în permanență respectarea drepturilor pentru fiecare persoană aparte. Domnilor și domnilor, în contextul evenimentului de astăzi, cuvânt oferim coordonatoarei rezidente ONU, reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova, doamnei Dafina Gherceva. Bine ați venit și felicitări! Your Excellencies, ladies and gentlemen, domnilor și doamnelor, dragi colegi, peste 70 de ani în urmă, fiind șocați de aceste atrocități și mizerie care au fost aduse de către cel de-al doilea război mondial, 52 de țări au adoptat Carta Națiunilor Unite. Articolul 1 din această carte stipulează unul din scopurile principale ale Națiunilor Unite, în primul rând de a promova și încuraja respectul pentru drepturile omului și pentru libertățile fundamentale pentru fiecare persoană fără nicio distincție. În agenda de dezvoltare durabilă 2030, care a fost convenită de către liderii mondiali în septembrie anul curent, toți 193 de state membre ale Națiunilor Unite au reiterat încă o dată chemarea la realizarea și drepturilor omului. Principiul agendei noi de dezvoltare este să nu lăsăm pe nimeni urmă, deoarece drepturile omului se aplică față de toți, peste tot și întotdeauna. Republica Moldova a avansat semnificativ în domeniul drepturilor omului pe parcursul ultimilor ani și trebuie să se mândrească cu realizările sale multiple. În 2050, Parlamentul Republicii a creat un organ nou care a venit cu decizii critice în ce privesc mai multe cazuri. În septembrie, Republica Moldova a salutat raportorul Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și peste o săptămână vom avea în vizită un oficial de nivel foarte înalt de la Națiunile Unite, secretarul general adjunct pentru drepturile omului. Națiunile Unite au jucat un rol instrumental în ceea ce privește susținerea Parlamentului Republicii Moldova, a Guvernului, a sectorului judiciar, precum și a societății civile, în ceea ce privește avansarea pe marginea implementării agendei privind drepturile omului, a valorilor universale și promovarea unei societăți inclusive și echitabile. Ținând cont de toate rezultatele atinse în timpul anilor, ne face să ne simțim foarte satisfăcuți, dar totuși ne accentuează la fel și necesitatea continuării unor eforturi decisive pentru a aborda provocările rămase. Realizarea acestei agende foarte ambițioase necesită o voință politică foarte puternică, ca un cadru legal favorabil, precum și instituții publice foarte transparente, responsabile și resurse necesare, precum și capacitate, o societate civilă vibrantă și parteneri strategici. Dați-mi voie să vă asigur
că familia Națiunilor Unite în Republica Moldova este gata întotdeauna să ajute sau să acompanieze Republica Moldova pe calea sa spre realizarea deplină a drepturilor omului pentru toți cetățenii, indiferent de etnia sau de originea etnică, religie, gen, statut social sau de sănătate. Astăzi noi sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Omului și aniversarea 67 de când a fost adoptată Declarația Universală pentru Drepturile Omului. Noi vom sărbători acest eveniment promovând încurajarea, creativitatea și inspirația conducerii sau campionilor în drepturilor omului din Republica Moldova, persoane și organizații care vor primi aceste premii pentru contribuția lor semnificativă în vederea promovării agendei drepturilor omului în Republica Moldova și pentru a asigura că nimeni nu este lăsat în spate. Felicitări câștigătorilor! Mulțumim foarte mult! Thank you very much! Coordonatoarea rezidentă ONU, reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova, doamna Dafina Gherceva. Mulțumim foarte mult! Suntem la această etapă a discursurilor și a mesajelor de încurajare și susținere în contextul evenimentului de astăzi. În continuare, invităm la microfon și oferim cuvânt domnului Kacerauskis Mindaugas, secția politică și economică a delegației Uniunii Europene, care va da citire mesajului din partea domnului ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnului Pirca Tapiola. În aplauzele dumneavoastră, bine ați venit! Bună seara! Dragi prieteni, astăzi marcăm lansarea unui an în an de celebrare de către Organizația Națiunilor Unite a 50-a aniversare a Pactului Internațional cu privire la drepturile civile și politice și a Pactului Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale semnat în 1966. Aceste tratate au schimbat viețile multor oameni, stabilind drepturile civile, politice, economice, culturale și sociale, care aparțin tuturor oamenilor din momentul în care se nasc și pe tot parcursul vieților. În prezent, există provocare accentuate pentru drepturile omului și a statului de drept. În contextul global, aceste tratate rămân piatra de temelie a activității Uniunii Europene privind promovarea și apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ele constituie cadrul legal internațional vital pentru universalitate, indivizibilitate și interrelaționarea lor. Uniunea Europeană a adoptat un nou plan de acțiune privind drepturile omului și democrație în luna iulie a acestui an. Acest plan se angajează prin acțiuni concrete, să promovează drepturile omului și să asigure îndeplinirea acestora pentru toți. Uniunea Europeană rămâne dedicată susținerii societății civile și a tuturor celorlalte actori civili, politici, sociale, economici și culturale, care pledează pentru protecție și respectarea drepturilor omului. Uniunea Europeană are o experiență puternică de sprijin pentru apărătorii drepturilor omului din întreaga lume. Uniunea Europeană în sine este un exemplu convingător al beneficiilor ca urmare a unei societăți civile vibrante. Aceste aspecte au fost subliniate în declarație înaltului reprezentant Federica Mogherini în numele Uniunii Europene cu ocazie Zilei Drepturilor Omului. Uniunea Europeană încurajează autoritățile din Republica Moldova
să elaboreze și să pună în aplicare un nou plan național de acțiune pentru drepturile omului, cu un accent special pe politice antidiscriminare, libertate de exprimare și libertate de asociere, lupta împotriva impunității și a relelor tratamente, de protecție a drepturilor omului în justiție penală și de protecție a persoanelor aparținând minorităților naționale, precum și libertate de religie sau convingere. Delegația Uniunii Europeană în Republica Moldova se alătură astăzi tuturor celor care sărbătoresc Ziua Drepturilor Omului în întreaga lume. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Bindaugas, și felicitări în contextul evenimentului. A fost mesajul ambasadorului în Republica Moldova, a domnului Pirca Tapiola. Mulțumim foarte mult! Domnilor și domnilor, oferim cuvânt președintelui Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice, domnului Vladimir Țurcan. Bine ați venit! Salutăm prezența dumneavoastră și vă felicităm! Mulți stimați prieteni, colegi, mulți stimați reprezentanți ambasadelor, altor organizații internaționale care sunt acreditate în Republica Moldova. Mulți stimați telespectatori, cetățenii Republicii Moldova. Astăzi, 10 decembrie anul 2015, întreaga lume sărbătorește o zi foarte și foarte importantă, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Toți noi suntem diferiți. Așa este dat de la Dumnezeu și de la părinții noștri. Suntem diferiți după sex, după naționalitate, după limbi vorbite, după ideologie, după religie, după starea sănătății, după vârstă, etc., etc. Dar există un fenomen social care ne unește pe toți noi. Numele acestui fenomen este drepturile omului. Este important de menționat că în Declarația Universală pentru Drepturile Omului, în unele din primele articole, este foarte clar stipulat că omul se naște cu drepturile egale și libertățile fundamentale. Asta înseamnă că din partea celor care sunt la putere, din partea statului, din partea organelor de stat, depinde foarte mult pentru ca într-adevăr acest principiu fundamental să fie nu pur și simplu respectat, dar să fie protejat, să fie apărat. În acest context, aș vrea să menționez că în agenda Parlamentului Republicii Moldova astăzi se află mai multe legi care se referă la crearea unui cadru legal foarte important pentru ca să fie respectate aceste principii. Este foarte important că aceste proiecte de legi noi le examinăm cu participarea cea mai activă a societății civile, cu participarea cea mai activă a minorităților naționale care sunt la noi în Republica Moldova. Eu sper că datorită acestei conlucrări, datorită voinței politice, care noi trebuie toți să o demonstrăm, totuși în Republica Moldova, sper eu, va fi într-adevăr pus în capul mesei dreptul legal și dreptul real a omului. Permiteți din partea Parlamentului, din partea Comisiei pentru Drepturile Omului să vă felicit pe toți cu această zi foarte, foarte importantă în viața noastră și să ne dorim pentru toți ca acest principiu drept egal, drept legal și drept real să fie realizat în viața noastră cotidiană.
Vă mulțumim și felicitări încă o dată. Vă mulțumim mult, domnul Țurcanu, pentru discurs. Fiecare persoană are drepturi și fiecare persoană se simte egal în societate atunci când noi, fiind diferiți, de fapt suntem toți egali și respectăm, ne respectăm reciproc. Vreau în contextul ăsta să o aplaudați pe Xenia Siminciuc. Este o dovadă de curaj foarte mare și îți dorim mult succes și în această ipostază. Domnilor și domnilor, onorați invitați, dear guests, în continuare, cred că a venit momentul ca să spargem gheața. Xenia, eu cred că ai să fii de acord cu mine la acest capitol, la această etapă și să înmânăm cele 6 premii ONU în domeniul drepturilor omului, doar că cei care vor intra în posesia lor trebuie să știe un lucru foarte important. Aceste distincții vor fi înmânate de laureații anilor precedenți. Pe parcursul ceremoniei vom viziona niște filmulețe care reflectă situația drepturilor omului. Am realizat câte un reportaj care va anticipa persoana sau instituția care va urca pe această scenă. Așa este, doamnelor și domnilor. Vă propunem primul material video care va reflecta o temă sensibilă și dureroasă, a cărei rezolvare implică și necesită o implicare imediată din partea autorităților și nu numai. În Republica Moldova, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități în procesul electoral s-a îmbunătățit. O spun chiar ei, cei care an de rândul nu au avut acces în secțiile de votare din cauza că nu erau rampe de acces. Sau pentru persoanele cu probleme de vedere, pentru care s-au găsit modalități alternative de vot. Și totuși, la acest capitol, autoritățile mai au de lucru. Acesta este un plic trafaret care este prezent în ziua alegerilor. Cu ajutorul lui, persoanele pot merge singuri la alegeri și avantajele sunt că putem vota de unei singuri, iar dezavantajele că în momentul când aplicăm ștampila, noi nu simțim dacă s-a aplicat sau nu. Și dacă pentru cei cu probleme de vedere lucrurile s-au mai îmbunătățit, persoanele cu probleme locomotorii încă întâlnesc obstacole atunci când merg să-și exercite dreptul la vot. Ну, я говорю, тут постоянно. Это мой избирательный участок уже много лет. Ну вот рампу поставили в прошлом году. Вот если человек, который передвигается на простой коляске, которую надо вращать колеса вручную, сюда никак не подняться. Самостоятельно вообще не подняться и при помощи кого-то тоже довольно-таки проблематично. Autoritățile recunosc că și aici sunt probleme. Cu dorință foarte mare și cu voința pe care la fel o avem, creăm condițiile existente. De exemplu, în 2018 se preconizează a fi lansat proiectul pilot de votare la distanță. Aceasta la fel va facilita foarte mult votul persoanelor cu diferite nevoi speciale și sperăm pe parcurs să creăm cât mai multe condiții. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt înregistrate 183,5.000 de persoane cu dizabilități, ceea ce reprezintă circa 5% din totalul populației și 6% din potențialii alegători. După cum ați văzut, prima distincție va fi acordată unei asociații care promovează o abordare inovativă și inclusivă în asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități de a participa la alegeri. Domnilor și domnilor, organizația pe care o vom invita aici, în această scenă improvizată, s-a remarcat prin faptul că în anul 2007 a elaborat un buletin de vot accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere. La rândul meu, fiind slab văzătoare, pot să vă confirm cât de important este de a fi create condiții rezonabile în procesul de exprimare a votului. Doamnelor și domnilor, premiul ONU în domeniul drepturilor omului este acordat alianței InfoNet.
Invităm în scenă reprezentanții Alianței Infonet și premiul va fi acordat de către Asociația Motivația, premiată în anul 2014 pentru susținerea egalității a persoanelor cu dizabilități. Așadar, Alianța Infonet, premiul ONU în domeniul drepturilor omului. Cu mare drag vă oferim aceste aplauze și vă oferim cuvânt. Seara la toată lumea, ținem să vă mulțumim pentru acest premiu. Asociația pe care o prezint va depune eforturi și în continuare pentru promovarea lucrurilor pe care le face și la moment. Vă mulțumesc! Felicitări! Noi vă acordăm și mult succes în toate activitățile pe parcursul următorului an. Acum... Aveți diploma și premiul respectiv și încă o dată aplauze. Iar acum vă invităm să urmărim cel de-al doilea filmuleț care ne va ajuta să înțelegem munca și efortul următorului premiant. Eduard Turcu are 34 de ani. Unii la această vârstă au schimbat deja câteva locuri de muncă. El însă cu mare greu s-a angajat abia anul trecut. Și asta din cauza că este cu dizabilități intelectuale, iar angajatorii evită să accepte în echipa lor astfel de persoane. Pentru Eduard mai puțin contează ce lucrează. Tot ce își dorește tânărul este ca să-și facă banii lui, iar cu aceștia să-și repare casa pe care i-au cumpărat-o cei de la Asociația Obștească Keystone Moldova. E, n-ai zeabă, tăia casă, știi. Zeaba ca nu fac nică, zeaba nu fac nică. N-ai zeabă, nu fac acasă, n-ai bani. Gine orașul, crede deoarece. Banii că am, că cupă-i noiul, am ar cupă. La mine acasă, fac parații. Majoritatea antreprenorilor din Republica Moldova sunt rezervați atunci când este vorba despre angajarea persoanelor cu dizabilități, deseori evitând acest subiect. Asta cu toate că multe persoane cu dizabilități își doresc autorealizare și împlinire în viață, inclusiv prin activitatea de muncă. Discutând cu reprezentantul centrului din orașul Fălești, împreună cu domnul director, cu maestrii de sectoare, ne-am luat în grijă pentru a fi angajați așa, să zicem, categorii de persoane, dar riscând supravegherea lucrătorilor, am putut de a fi angajați la un sector de amenajare teritoriilor. La început aveau și ei probleme de a merge la lucru pentru că nu înțelegeau încă ce pot face cu banii și de ce anume trebuie să meargă la muncă. Dar după ce au văzut că din primul salariu au reușit să procure ceva pe care doreau foarte mult, s-au organizat mai bine. Împreună cu Eduard, în cadrul Direcției Gospodăriei Comunale Fălești, lucrează alți doi tineri cu dizabilități intelectuale. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova sunt aproximativ 2000 de persoane cu dizabilități intelectuale. Foarte mult, doamnelor și domnilor, cel de-al doilea premiu pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova este oferit unei companii sociale care a dat dovadă de mult profesionalism și dedicație pentru apărarea dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități, o companie socială care are printre angajații săi astfel de persoane. La început era o cantină socială la Rezeni, pentru ca mai apoi să devină o companie prestigioasă de catering. Cred că cel puțin cei care sunt astăzi prezenți în sală deja au intuit că vorba este despre compania Floare de Cireș. Invităm la microfon reprezentantul companiei Floare de Cireș. Bine ați venit și felicitări în contextul acestui eveniment. Aveți premiul ONU în domeniul drepturilor omului. Felicitări! Bună seara! Vreau să le mulțumesc tuturor partenerilor interni și externi care ne-au susținut de-a lungul acestor 2 ani, ne-au susținut financiar, fiindcă este cel mai important în contextul situației care este în Republica Moldova, cât și clienților fideli ai serviciilor de catering,
care înțeleg situația acestor persoane marginalizate, care le oferim un loc de muncă și susținem social. Vă mulțumesc! Doar o clipă, asta nu e tot. Ai felicitări și din partea Liceului ProSucces, care a luat în 2014 acest premiu. Și în special felicitări din partea fostei directoare a instituției, actuala viceministră a educației, Nadejda Cristea. Felicitări pentru compania socială Floare de Cireș. Domnilor și domnilor, înainte de a anunța următorul laureat, vă invităm să vizionați un filmuleț care va prezenta domeniul drepturilor omului în care a activat instituția sau persoana care va fi premiată. К сожалению, люди, живущие с ВИЧ, подвергаются стигме и дискриминации в Молдове. В сообществе нет понимания, что ВИЧ-инфекция – это инфекция, передающаяся, допустим, только тремя путями. Это половой путь от матери к ребенку или через кровь. Люди боятся по-прежнему, что эта инфекция может передаваться через воздушно-капельный путь или каким-то другим путем. Dumneavoastră, ați fi de acord să locuiți cu o persoană care ar avea HIV? Cred că nu, că mă tem. Da, e берегай себя как-то, не взять, выкинуть на помойку. Он же все-таки человек. Nu cred că este o problemă, până la urmă suntem cu toți oameni, indiferent. Bine, dacă e om răcit, nu înseamnă că trebuie să-l discriminăm. Exact asta și cu HIV. E cum, te temi, știți cum n-a fi să, știți, fiecare de acum te hotărăște cu cine. Dacă e apropiat sau ceva, știți, de jertvit așa, totul nu poți. Dar copilul, l-ați dat la o grădiniță unde ar fi și un copil cu virusul HIV? De ce nu? Nu-i problemă. Nu văd în asta așa problemă. Нет, конечно, это если пойдет уже речь насчет детей, это уже другая тема. N-aș vrea, dar să intru în situație, cred că noi toți suntem oameni și asta poate se întâmpla cu oricine. Значит, для этого отдельно что-то должно было быть. Какой-то другой садик для них, я не знаю. Но в любом случае, своего ребенка я туда не отправлю. Simpla maladie, HIV nu este periculoasă pentru cei din jur și este foarte periculos să credem asta atâta timp cât noi suntem înconjurate de foarte multe alte pericole în societate. Doi, aș vrea să îndemn mass media din Republica Moldova să promoveze toleranța și comportamentul ăsta nediscriminator. Persoanele care trăiesc cu HIV-SIDA deseori sunt stigmatizate, iar unii dintre noi se jenează să facă un simplu test HIV, considerând că asta este ceva ieșit din comun. Asociația care va fi premiată în următoarele momente a prezentat această problemă, în măsura posibilităților, evident, într-o lumină bună, demonstrând că acest lucru ne privește pe fiecare. Pot să adaug aici că recent, pe 1 decembrie, am sărbătorit Ziua Mondială de Combatere a HIV-SIDA, eveniment în care acest ONG a fost deosebit de activ. Spiritul civic și inițiativa este salutabilă, la fel ca și a ta, apropo, Xenia, în această seară. Felicitări în acest context. Tu deja, Iurie, dai prea multe detalii. Deci, practic, ai spus totul. Ai spus și despre inițiativă, ai spus și ceva despre pozitiv. Deci, invităm în scenă inițiativa pozitivă. În aplauzele dumneavoastră, cei care au dat o notă de optimism celor care luptă pentru sănătatea lor, celor care nu renunță, celor care au dragoste de viață. Inițiativa socială. Bună seara și felicitări! Добрый вечер. Для меня большая честь быть частью замечательной команды. Команды людей, которые являются высокомотивированными людьми. Людьми, которые достаточно целеустремленные. Людьми, которые искренне верят, что однажды мы в Молдове остановим эпидемию ВИЧ-СПИДа. И это будет выражаться в том, что
Каждый человек, живущий с ВИЧ, будет жить долго и счастливо, достойно, не сталкиваясь ни с какой дискриминацией, а значит, мы поставим жирную точку в невежестве, и мы увидим, что новых случаев ВИЧ больше не будет. Спасибо большое, для нас большая честь, ваше признание. Mulțumim foarte mult. Vreau să invit doamnelor și domnilor în scenă o apărătoare neobosită în protecția drepturilor omului. E vorba despre avocata Violeta Gașițoi, premiantă anului 2014. Bine ați venit! Ne dorim foarte mult ca dumneavoastră să eminați această distinție și să fie într-un ceas bun. Felicitări și multe realizări frumoase! Acum am înmânat distincțiile pentru cei trei premianți și deci despre urmează cei alte trei distincții care va fi la fel anunțate, dar înainte de asta, un grup de tineri din Orhei va prezenta o piesă de teatrul social. Echipa a luat premiul 2 la Festivalul Național de Teatru Social. Este un moment foarte important din această seară. E vorba despre un grup de tineri care încearcă prin această formă a teatrului social să caute răspunsuri la cele mai stringente probleme ale societății. Sănătatea sexuală și reproductivă, inclusiv prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală și HIV, sarcinile nedorite, discriminarea, în fond, este dreptul lor ca să ceară răspunsuri la asemenea probleme ale societății în care trăiesc. Teatrul social este organizat de către rețeaua de tineri educatori, egal la egal, YPIR Moldova. Apropo, cei care înmână în această seară, voluntarii din această seară care înmână premiile, sunt tot de la YPIR. Mulțumim foarte mult! Ce mai faceți? Cum la voi? Tu ce ai scris la teză? Da, n-am înțeles nimic ce să scriu, precis 2 am eu. Of, eu 4. Da, tu ce ai scris? Nu merge mie acum de teze. Nu pot înțelege, i-am văzut împreună prin parc, plimbându-se, dar nicio postare pe Facebook. Pe cine? De... Chiar nu știți cine? Nu. Mihai este împreună cu Alina. Care Alina? Tocilara? Da. Ce i-a mers? Nu înțeleg. Mi-a scris mie și acum... Mie tot mi-a scris. Dar nu i-a răspuns. El la toate le scrie. Da. Cum la voi? Nimic nou, dar la tine? La mine nou. Încă una pe lista ta? Da. Oh, bravo. Unde v-ați cunoscut? În parc. Citea. Și, apropo, azi avem o lună de când ne întâlnim. Însă tot prin parc. Prea monoton. Ia uite, dar nu e asta Alina? O, Alina. Salut. Salut. Ce mai faci? Admir ziua de azi. Uite ce frumos i-a pus. Știi, mai frumos ar fi de la mine de pe geam. Ce zici? Mergi la mine să vină un film? Aici sunt și flori frumoase. Dar lasă florile, cred că filmul e mai frumos. Nu cred, am de învățat. Nu e o problemă, te ajut eu cu lecțiile. Mergi? Mama o să-și facă griji. Chiar nu înțeleg pe mama ta. De ce ar face ea griji? Avem o relație atât de frumoasă, iar ea nu are încredere în noi. Te duc eu mai târziu acasă. Mergi? Doar dacă mă duci acasă. Promit. Fetelor, am dat să un centru minunat. Ce fel de centru? Ia uite ce v-am adus și vouă. Servicii confidențiale și gratuite? Întoarce pagina. Ce este sarcina? Sarcina survine în urma unui act sexual neprotejat. Citiți aici. Primele semne de sarcină? Lipsa menstruației, modificări de miros, gust. Sensibilitate emoțională, grețuri, vomă spontană, mai ales dimineața. Urinare frecventă, somnolență. Nu am știut despre aceste semne. Ați înțeles? Acum da. Selfie! Selfie! Hashtag centru, hashtag sarcină. Lipsa menstruației. N-am știut despre aceste semne. În ultima lună amețesc,
Am grețul și nu ți minte să avut menstruație. Trebuie să vorbesc cu Mihai. Nu știu cum să-i spun. Oare mă va înțelege? De ce m-ai chemat? Mihai, ții minte seara aceea la tine acasă? Care seara? Aniversarea noastră de o lună. Da, ceva nu e în regulă? Eu nu știu cum să-ți spun, n-am vrut așa să se întâmple. Hai zi, Elena, că mă așteaptă băieții. Eu sunt însărcinată. Ce? Imposibil. Și chiar dacă ești sigur că nu-i la mine. Cum poți să spui așa ceva? Tu ești singurul băiat din viața mea. Știi ceva? Sarcina ta e treaba ta. Eu vreau să dau bacalaureatul, să plec la universitate, iar sarcina ta nu va strica planurile. Ce-i cu fața asta? Alina e însărcinată. Care dintre ele? Tocilara? Da. Chiar nu te-ai protejat? Nu prea țin minte să mă protejat. Puteai să te duci la CSPD să iai prezervative? Puteam, dar deja e târziu. Știi, după o relație sexuală neprotejată, ar putea fi și o infecție. Ar fi bine să mergi la medic. Desigur, vedeți să nu afli nimeni. Doamne, adolescenții în ziua de astăzi, sex la 16 ani și încă neprotejat. E noapte. Stau singură. Tuturor le spun că sunt bine și că nu am nevoie de nimic. Dar mint, am nevoie. Am nevoie de o îmbrățișare. Am nevoie de o persoană care să-mi fie alături. Care să mă înțeleagă și să nu mă judece pentru ce am făcut. Mi-e frică să vorbesc cu mama. Nu cred că o să mă înțeleagă. Trebuie să vorbesc cu cineva. Maria, ea e singura mea prietenă. Alo, Maria? Am o problemă. Sunt însărcinată. Mihai refuză să mai vorbească cu mine. Mai bine îmi pun capăt zilelor decât să afle mama. Ce o să spună lumea? Ce fel de test de sarcină? Nu știu, de unde să-l iau? Bine, merg la farmacie și vin la tine. Dragi spectatori, ce s-a întâmplat cu acești tineri care relația lor a ajuns în impas? Unde oare au greșit? Cine crede că Alina este însărcinată, aș vrea să ridicați mâna. Iar acum, cine crede că Alina nu este însărcinată? Vă mulțumesc! O sarcină nedorită cu tot se poate întâmpla, dacă nu ne protejăm. Ne-am informat din filme, reviste, că sexul este o parte din viața noastră. Da, este adevărat. Dar sexul este și o mare responsabilitate. Suntem noi oare pregătiți să avem copii? Noi înșine suntem copii. Haideți să vedem ce va urma mai departe. Test negativ. De data aceasta ai trecut ca prin urechile acului, dar bagă-ți mințile în cap. Data viitoare chiar te poți arde. Mulțumesc. Ce frumos e apusul. Știi, mai frumos ar fi de la mine de pe geam. Ce zici? Mergem să vizionăm un film la mine? Nu știu, mama să-și facă griji, am teme pe acasă. Nu e o problemă, vorbesc eu cu mama ta și te ajut la teme. Ești de acord? Nu știu, nu cred că e o idee bună. Nu-ți fie teamă, te duc eu mai târziu acasă. Doar dacă mă duci acasă. Îți promit. De va veni la tine vântul, purtând povestea mea amară, jelitul lui să nu te înfrângă, mustrarea lui să nu te doară. Nu-i vina ta, așa e scrisă. Nemilostiva legea firii, sărutul otrăvit al brumei, omoară toamna trandafirii. Iată și răspunsul găsit și oferit de tânăra generație la o problemă veche care are forme noi,
dar care de fiecare dată are nevoie de multă susținere atunci când cineva se întâlnește cu ea și caută un răspuns. Vă mulțumim pentru răspunsul oferit în această seară. Vă mulțumim pentru prezentarea piesei atât de emoționantă, dar atât de importantă ca să cunoască fiecare adolescent din țara noastră. Revenim la primianții acestei seri, doamnelor și domnilor. Noi vă invităm să urmărim cel de-al următor reportaj care va anticipa pe laureatul care urmează să fie distincționat. Candidații independenți au puține șanse să treacă pragul electoral. O demonstrează rezultatele ultimelor alegeri. De vină este legea, susțin experții. Candidații independenți sunt defavorizați din mai multe puncte de vedere. În primul rând, ei par să înceapă campania electorală mai târziu decât candidații din partea partidelor politice, pentru că sunt nevoiți o perioadă de timp să piardă pentru acumularea semnăturilor, apoi semnăturile urmează a fi verificate de către organele electorale și apoi după aia ei sunt incluși în cursă sau admiși în curs în calitate de concurență electorală. Cei care au fost implicați în cursa electorală s-au ambiționat în speranța că vor acumula numărul necesar de voturi. La fel a procedat și Viorica Tătaru, care însă a renunțat la această idee în scurt timp. M-am ambiționat și cu toate greutățile și cu toate problemele care au fost, am mers până la capăt, m-am înregistrat, am înțeles că totuși un candidat independent la noi nu prea are șanse, mai ales fără buget, fără susținere, fără apartenență politică. Un om singur, un om simplu, nu poate să meargă înainte, nu poate trece acest prag de 10.000 de voturi. Codul electoral garantează drepturi egale de a fi ales și de a alege, la rândul său, fiecărei persoane cetățeană în Republicii Moldova cu drepturi depline. Nu există niciun element discriminatoriu în codul electoral. Noi venim cu propuneri de modificare, dar propunerile care sunt înaintate de către Comisia Electorală Centrală vizează doar chestiuni de procedură tehnică. Chestiunile de oportunitate politică și pragurile electorale fac parte din categoria chestiunilor de oportunitate politică, nu țin de competență CEC. Institutul candidatului independent, în opinia mea, poate deveni un instrument și un mecanism foarte bun de creștere, dacă doriți, de educare a unei noi elite politice în Republica Moldova. Institutul candidatului independent va avea și un impact social major și eu îl formulez printr-o singură definiție. Mai mulți candidați independenți, mai puțini cetățeni indiferenți. Rezultatele ultimelor alegeri arată că din cei peste 1.000 de consilieri raionali, doar 6 candidați independenți au trecut pragul electoral, iar din aproximativ 11.000 de consilieri locali, puțin peste 3% au ajuns în fotoliul de consilier. În istoria Republicii Moldova, niciun candidat independent nu a acces în Parlament. Doamnelor și domnilor, următorul premian s-a remarcat prin lupta pentru activismul civic, pentru libertatea de exprimare, pentru respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, atât în calitate de jurnalist, de onegist, dar și candidat independent la alegeri. Cel care vine cu foarte mult curaj de fiecare dată pentru a exprima problemele societății, așa cum le simte, așa cum le înțelege, este astăzi, în această seară, alături de noi. E vorba despre Oleg Brega, premiul ONU. În domeniul drepturilor omului. Oleg, bună seara, bine ai venit. Și noi, la rândul nostru, îți dorim foarte mult curaj, așa cum faci tu de fiecare dată. Ai cuvântul. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Mulțumesc celor care m-au propus și celor care m-au ales să fiu premiat. Mulțumesc celor care mă tolerează în asociațiile Hyde Park Gender Doc, celor din familie care mă acceptă așa, fără job, fără salariu, cu procese de judecată în fiecare săptămână, deseori cu percheziții sau chiar cu amenzi pe care trebuie să le plătim din puținii noștri bani. Dar așa înțeleg eu să mă simt liber și să încurajez și pe alții. Îndrăzniți, aveți încredere în drepturile omului, nu luați acest eveniment ca o celebrare, ca o festivitate, ca un carnaval, ci ca o amintire că drepturile omului, măcar undeva, altundeva în lume funcționează, la noi încă avem de luptat pentru ele.
Oleg Brega, premiantul anului 2015, din partea Organizației Națiunilor Unite, în domeniul drepturilor omului. Mulțumim foarte mult! Inspirație și mult succes, Oleg! Domnilor și domnilor, va urma un material video care va prezenta încă un subiect sensibil al discriminării. De fapt, acest cuvânt, dacă am încercat să-l definim imediat în aceeași fracțiune de timp, nu cred că am identificat un răspuns foarte bun, pentru că, din păcate, în societatea noastră avem foarte multe exemple de discriminare. Iurie, uite, de fapt, fiecare persoană, noi toți, operăm cu exemple și este ceva firesc. Atunci când tu ești tratat altfel, numai pentru că ești o femeie, un tânăr, o persoană în ietate, un slab văzător, o persoană care trăiește cu HIV-SIDA sau o persoană care are altă orientare sexuală, uite, asta este discriminare. Noi vă lansăm invitația ca să urmărim cum înțeleg semenii noștri ceea ce înseamnă discriminare. La moment, în Republica Moldova, drepturile omului și principiile nediscriminatorii sunt foarte des încălcate. Se confruntă cu alte acte de discriminare persoanele în ietate, persoanele cu dizabilități fizice și persoanele cu dizabilități mentale, femeile, și este important de subliniat inclusiv persoanele care sunt asociate cu comunitatea LGBT. În ce măsură la noi în țară sunt respectate drepturile omului? Eu s-o cot că de fel nu sunt respectate. Eu cred că în țara noastră drepturile omului sunt respectate. Probabil sunt anumite excepții, însă în mare parte pot spune că da, sunt respectate. În ce domenii credeți că sunt încălcate? În toate. На жилье, на медицинское страхование, на медицинское обслуживание, на образование. Nivelul salarizării, condițiile de viață, nivelul de viață care avem noi. Noi suntem sub pragul de existență. V-ați simțit vreodată discriminat? Nu. Și femeile sunt discriminate, ținând cont de partajarea în Parlament, în guvern. M-am simțit discriminată, fiindcă o trebuie să les băieții, să mă duc în altă țară să lucrez, să-i ridic. Da, много раз. Нет, я никогда не почувствовал. Я самый счастливый человек в Молдавии. Drepturile omului ar trebui să fie, să zicem așa, prioritatea numărul 1 pentru guvern, pentru toate programele guvernamentale, și drepturile omului ar trebui să fie o bază pentru toate politicile și actele legislative sectoriale. Deci, practic, drepturile omului trebuie integrate în toate politicile publice și actele normative adoptate. Noi, ONU, acum suntem la etapa de acordării asistenței Guvernului Republicii Moldova, anume din perspectiva integrării acestei dimensiuni a drepturilor omului, și sperăm că acest lucru se va solda cu un succes. Iurie, cred că deja ai înțeles cui trebuie să te plângi atunci când ești discriminat. Sper să nu se întâmple acest lucru, fapt pe care îl doresc tuturor cetățenilor Republicii Moldova, atât acasă, dar și peste hotarele ei. Dar în cazul în care se întâmplă, cred că e vorba despre cei care în următoarele momente vor fi invitați aici pentru a lua premiul ONU în domeniul drepturilor omului. E vorba despre Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Felicitări! Premiul va fi acordat de către Svetlana Mironova, șefa Oficiului Avocatului Poporului din Găgăuzia. La fel o invităm și pe doamna Svetlana Mironova, șefa Oficiului Avocatului Poporului din Găgăuzia, pentru a înmâna premiul ONU în domeniul drepturilor omului, Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Felicitări, vă oferim cuvânt. Bună seara, eu am emoții, lucru care noi am început 2 și ceva ani în urmă, o dat roade. Cineva recunoaște acest lucru, eu nu sunt singur, cu mine sunt alți 4 membri Consiliului și aparatul Consiliului. Noi lucrăm împreună ca să combatem acest fenomen în societate, și vreau să menționez
și colegii mei membrii Consiliului, Oksana Gumenă, prima președintă a Consiliului, colegul meu Andrei Brighidin, care e membru Consiliului și este aici pe scenă, Lucia Gavrilița, Doina Ioana Străisteanu și aici vedeți și colaboratorii aparatului Consiliului, care de fapt lucrează cu plângeri. E vorba de Olga Bulmaga și Carolina Bagrin. Vă mulțumim că aveți încredere în noi și vreau să folosesc această posibilitate și să spun, website-ul nostru e egalitate.md, citiți instrucțiune și scrieți plângere dacă vă simțiți discriminați. Prin orice mijloc, cu mână puteți să scrieți, puteți să ne trimiteți un e-mail. Luptați pentru drepturile voastre. Nu lăsați situația așa cum ea este acum. Noi putem să schimbăm ceva împreună. Mersi mult! Мне действительно очень приятно вручить этот важный приз. Могу сказать коллегам, потому что мы представляем Офис народного адвоката и практически вместе с Советом по предупреждению дискриминации и обеспечению равенства выполняем одну очень важную работу. Мы помогаем человеку почувствовать себя человеком, независимо от того, в какой ситуации он находится. И необходимо отметить, что на этом пути у Совета действительно есть очень большие успехи. За короткое время вам удалось совершить многое, вас узнали, и вы действительно эту проблему прочувствовали, через свое сердце пронесли, как важно в этой жизни, которая нас окружает, выполнять хорошо свою работу. Поздравляю вас. Спасибо вам огромное. Мы стараемся. Mulțumim pentru acest exemplu de a schimba lucrurile în bine, activând împreună și a depune un efort comun pentru a salva o bună parte a societății în care trăim. Doamnelor și domnilor, momentele de suspans continuă. Vă invităm să urmăriți următorul filmuleț, care va prezenta încă un erou al acestei serii. Sunt tineri, indiferent de vârsta indicată în buletin. Așa cel puțin cred unii vârstnici din Republica Moldova, care odată ajungi la vârsta de pensionare, sunt uitați de societate. Însă tot ce își doresc ei este să fie încurajați, susținuți și implicați. Mai mulți vârstnici din Karabetovka demonstrează o adevărată lecție de viață. Ei nu cedează în fața bătrâneții. Asta în timp ce unii fug de ea pe jos, iar alții încearcă să scape pe bicicletă de povara anilor. Eu pe bicicletă merg vreo 5 ani de zile și tare bine mi ajută la sănătate. Pot să lucrez toată ziua, dar tot numai cu bicicletă. Unii mă duc la magazin cu bicicletă, la fratele cu bicicletă, la lucru cu bicicletă. Au de spus un cuvânt în orice domeniu. Important este să fie întrebați. Astfel se simt utili și nici de cum marginalizați. Persoanele în etate trebuie încurajate. Ele au nevoie de susținere. Și, de exemplu, că viața nu se termină la 60 de ani. Mai mult, odată ajuns la pensie, ei au mai mult timp să-și ajute copiii și au timp de a se ocupa de unele pasiuni mai vechi. Însă, pentru a se putea întreține singuri și a fi implicați suficient în societate, autoritățile nu ar trebui să uite de necesitățile acestora. Ar fi deosebit de avantajos ca aceste generații să fie antrenate în câmpul muncii, ca pe de o parte să avem și șansa dezvoltării, dar și populația care este la vârsta de pensie să-și obțină existența. Nu este corect atunci când se vehiculează cu ideea ca în condițiile în care pensionarul lucrează să-și ia salariul, iar pensia rămâne în stat, este incorrect. Este o discriminare a vârstnicilor. În genere, limitarea drepturilor vârstnicilor de a activa după pensie este mai mult o discriminare. În Republica Moldova, la începutul anului 2015, locuiau 576,6 mii persoane în vârstă de 60 de ani și peste, ce constituie 16% din numărul total al populației stabile. Vârsta nu contează. Contează activismul și dorința de a face multe lucruri bune pentru societate.
Doamnelor și domnilor, premiul va fi oferit pentru o asociație care se află în afara Chișinăului și care este deosebit de activă în implicarea vârstnicilor în viața comunității. E vorba despre Asociația Comunitară Locală Sângerei Noi. Felicitări! Vă invităm în scenă! Vă invităm aici, alături de noi, să vă admire toată lumea și să vă mulțumească pentru efortul depus în fiecare zi. Bine ați venit! Premiul va fi acordat de reprezentantul Centrului de Zi Speranța. Bine ați venit! Bună seara tuturor! Vrem să vă mulțumim mult pentru toți cei care ne-au susținut pe parcursul acestor ani și sperăm mai departe să promovăm aceste proiecte bune, să susținem persoanele în etate și persoanele cu dizabilități. Vă mulțumim! Mulțumim încă o dată Asociației Comunitare Locale Sângerei Noi. Mulțumim foarte mult. Succes vă dorim. Domnilor și doamnelor, cele 6 premii în domeniul drepturilor omului au fost acordate. Aceste premii sunt o recunoaștere pentru organizații, instituții sau persoane care au avut o contribuție deosebită și au fost foarte activi în promovarea și respectarea drepturilor omului în Republica Moldova. Lista activiștilor nu se sfârșește aici. Noi sperăm că în această seară am oferit o continuitate pentru apărarea și promovarea drepturilor în Republica Moldova. Organizația Națiunilor Unite are o diplomă de mențiune pentru o persoană care a fost foarte activă în acest domeniu și care merită aplauze în această seară. Persoana respectivă scrie pentru o platformă online și are curaj atunci când este vorba de dezvăluirea cazurilor de încălcare în domeniul drepturilor omului. Deci, diploma de mențiune se oferă pentru... Nata Scobioală, felicitări, cu mult curaj, înainte. Vă invităm în scenă. Și îți oferim cuvânt. Felicitări! Sunt foarte emoționată, nu m-am așteptat la acest premiu și îi mulțumesc colegilor mei din Hyde Park, unde am crescut, am dezvoltat și am dat roade. Și eu voi fi alături de oameni, cum am fost de acum înainte, tot așa voi fi. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, astăzi am trăit în emoțiile și atmosfera cele de-a 11-a ediții a premiilor Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului. Mulțumim Organizației Națiunilor Unite că ne-a reunit în această seară. De asemenea, mulțumim foarte mult companiei publice Teleradio Moldova, care a asigurat transmisiunea în direct a acestui eveniment. Doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră au fost Iurie Gologan și Xenia Siminciuc. O seară cât mai frumoasă să aveți! Mulțumim foarte mult! Dragoste vă dorim și mult succes!